Prețul de achiziție al laptelui în România constituie un subiect de dispută între fermieri și procesatori nu doar acum, ci de câțiva ani. Fermierii mici se plâng în special de prețul derizoriu al laptelui pe care îl obțin la vânzare la poarta fabricilor, ceea ce îi determină sau să renunțe la a mai crește vaci sau a se reorienta în favoarea vacii de carne. Cu rezervele de anul trecut, micii fermieri speră să se descurce până la sfârșitul anului. Unii au reușit să își salveze micile recolte de porum, dar alții încă așteaptă ploaia, ca să mai salveze ceea ce vor putea pentru a asigura hrana animalelor. Suntem fermă Pasco din sat Nava de Criș, comuna Vața de Jos. Și avem 20 de văcuțe, aveți 20 de văcuțe, am văzut că aveți și și uh, spuneți-mi vă rog, văd aici că vă gospodăriți așa cum puteți, aveți în spate porum plantat de dumneavoastră, aici ați făcut rezervele de fân, povestiți-mi cum este o zi de muncă, cât e de dificil ca mic fermier să, să poți să, să reziști? Astea sunt rezerve de anul trecut la, la fână. Asta nu l-am adunat de pe câmp anul ăsta, că abia am reușit de am făcut și jumate am făcut anul ăsta din ce, din ce mi-a rămas de anul trecut. La porumb avem un pic de speranță că au venit de vreo două săptămâni o două ploi scurte de 15 litri pe metru pătrat și ne-au ajutat. Dacă nu eram, eram compromis, nu mai aveam, nu mai aveam furaje la, la văcuțe. Micii crescători de vaci de lapte spun că nu mai este rentabil să dea laptele la procesatori, deoarece prețul de vânzare este derizoriu. Cu făcuțele, cum este? Reușiți să aveți aparatură specială, să le mulgeți sau le mulgeți cu mâna? Cu laptele, reușiți să-l vindeți dacă prețul este convenabil sau, din potrivă, mai multă muncă decât beneficii? Le, le mulg cu mulgătoarea, câțiva ani am dat, la, am dat la fabrică și nu, nu s-a mai rentat și mai vând lapte așa pentru strictul necesar și restul dăm la viței. Da, câți aveți? Vreo doi acum, am mai dat din ei și mai avem, mai avem la munte mai mari. Din cauza lipsei de pășuni aici, <coughs> jumate ținem pe stabulație și vara și restul la munte. Prima dată facem pentru noi să mâncăm ceva sănătos și după aia, dacă mai putem, să să vindem și la alții, să dăm ceva bun, mai dăm, dacă nu, măcar strictul necesar să-l avem pentru noi. Vorbiți-mi despre prețul laptelui. Cum, cum reușiți să-l vindeți la pro cei care procesează, probabil? Am vândut la procesator, dar nu e nu, nu rentabil la prețul care, care e acum. Este? un leu 20, un leu 30, e foarte, foarte puțin. Și atunci unde vindeți? Mai vindem așa, la clienții, o parte să ne acoperim costurile și restul de la viței. Da. Și faceți și brânzică, vindeți și produse lactate? Nu, bă, numai, numai lapte. În viitor am zis că dacă mai continuăm cu ferma, vrem să ne facem o, o fabricuță de, de lactate cu vremurile astea, nu știu ce, ce vine și am zis că încercăm să, da. să facem o fabricuță de lactate, dacă mai continuăm sau trecem pe vaca de carne, vedem ce e mai rentabil din toamnă. Când am început cu vacile, acum 10 ani, tot pe vaca de carne am început și după aia am, am făcut un proiect și pe fonduri europene și de-aia am trecut pe vaca de lapte, dar am dat eu câțiva ani lapte la fabrică și nu ne-am acoperit costurile.